Lovitură pentru Florian Coldea, după ce a fost pus sub acuzare de DNA pentru trafic de influență, fostul prim adjunct al SRI își pierde și locul de conferențiar la Academia Națională de Informații, astfel că nu va mai putea preda. Potrivit unei anchete jurnalistice realizată în anul 2017, Coldea a dat concurs în iunie 2017 pentru un post de conferențiar universitar la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, la SRI, și a fost admis, deși nu îndeplinea toate criteriile.